Dragi prieteni, vă spun un bun venit la un nou live. Vă invit de la bun început să dați un share la clipul acesta și la mesajul pe care vă voi avea, ca cât mai mulți oameni să interacționeze cu aceste adevăruri și aceste idei, bineînțeles dacă dumneavoastră sunteți de acord cu ele. Astăzi aș vrea să vorbesc despre homosexualitate, despre agenda LGBT, agenda homosexualilor. Vedeți foarte clar că nu mai este la ușa României, ci a intrat cu foarte multă putere înăuntru propaganda homosexuală. Este inevitabil să interacționăm cu ea. Acum, din ceea ce eu am văzut până acum, există cel puțin un mod greșit de a ne raporta la ceea ce vedem astăzi, și anume să reacționăm cu teamă, să reacționăm cu frică și să condamnăm absolut tot ce are de a face cu homosexualitatea, ceea ce, dintr-un anumit punct de vedere, este valid, da? Dacă considerăm că homosexualitatea este greșită, este păcătoasă, este nesănătoasă și așa mai departe. Însă, nu vom avea un impact în comunitatea homosexuală sau nu vom avea un impact față de oamenii care suferă de acest păcat cu atitudinea aceasta, da? Și anume, dacă eu, de exemplu, din frică zic, domnule, copiii mei, familia mea, tinerii noștri, să condamnăm cu toată vehemența și cu toată puterea comportamentele, deviațiile, inclinațiile homosexuale, ca nu cumva flagelul ăsta să ajungă în casele noastre, în bisericile noastre, în comunitățile noastre. Hei, cu tehnologia, cu mass media care există astăzi, va ajunge. Deci este inevitabil, va ajunge. Cu direcția în care o ia lumea asta, va ajunge peste tot flagelul acesta. Este inevitabil ca copiii noștri, tinerii noștri să interacționeze cu propaganda homosexuală. Este inevitabil. Varianta cea mai bună este să fim pregătiți pentru a ne raporta corect, nu doar la copiii noștri, la tinerii noștri, la cei din comunitățile noastre, și să învățăm cum să gândească despre subiectul acesta, ci să fim pregătiți să-i ajutăm pe oamenii care sunt victimele propagandei homosexuale. Deci clipul meu vreau să fie un fel, o soluție alternativă pe care o consider singura soluție biblică, o soluție alternativă pentru cei din comunitățile noastre, pentru copiii noștri, tinerii noștri, cei din comunitățile noastre și pentru cei care suferă datorită acestui păcat, pentru cei care practică deja comportamente homosexuale. Întrebarea asta este, Hristos ne-a trimis să condamnăm cu vehemență păcatul homosexualității și să spunem, domnule, nu ne trebuie homosexuale, afară cu ei, să n-auzim de ei, ăștia o să ne distrugă comunitățile, ăștia o să ne infecteze comunitățile. Asta este atitudinea? Sau să ne pregătim copiii, tinerii, familiile, să pregătim toți oamenii să gândească corect, biblic despre homosexualitate și să fie capabil să echipăm, să-i ajute pe cei care sunt deja cuprinși de problema asta, de păcatul acesta. Ceea ce eu observ astăzi și observ asta la coalițiile acestea, la toți cei care au, nu mă înțelegi greșit, au o dorință bună de a apăra familia tradițională, biblică și așa mai departe, ceea ce văd la ei este că, deși declară că sunt creștini, luptă cu niște arme care sunt, spun eu, ușor de combătut. De exemplu, când vine vorba de homosexualitate, mulți zic, homosexualitatea nu este biblică, nu este tradițională, homosexualitatea nu este sănătoasă. Așa este, homosexualitatea nu este sănătoasă, homosexualitatea nu este tradițională, homosexualitatea nu este biblică. Dar trebuie să fie ceva mai mult decât atâta. Ăsta e singurul lucru pe care îl avem noi creștinii de oferit oamenilor acestora? Adevărul este că mulți dintre creștini nu vor să aibă ceva de oferit homosexualilor. Adevărul este că mulți dintre creștini vorbesc într-un mod care nu trebuie niciodată să fie găsit în gurile creștinilor. Ăsta este adevărul trist. Adevărul trist este că mulți creștini, când vorbesc despre homosexualitate, fac un defavor creștinismului, fac un defavor bisericii, fac un defavor lui Dumnezeu, fac un defavor lui Hristos. Ăsta este adevărul trist. Mulți dintre ei mai bine ar tăcea decât să vorbească. Mulți dintre ei vorbesc despre homosexuali să se ducă în iad, să piară, să moară, să se îmbolnăvească, să lovească Dumnezeu în ei, Sodoma și Gomora și așa mai departe. Eu nu văd lucrul ăsta în Sfânta Scriptură
Și am să explic exact la ce mă refer. Nu că nu văd că Dumnezeu a pedepsit Sodoma și Gomora. Văd lucrul ăsta. Ce vreau să spun este următorul lucru. Biserica secolului 21, creștinii secolului 21 și creștinii oricărui secol au ceva mai mult de oferit homosexualilor decât o viață normală. Au ceva mai mult de oferit homosexualilor decât o viață sănătoasă. Au ceva mai mult de oferit homosexualilor decât relații normale, decât relații sănătoase, decât relații tradiționale. Da, astea sunt trei lucruri pe care le oferă biserica astăzi și creștinismul de astăzi, și eu consider că este un creștinism foarte anemic. Dacă tot ceea ce noi avem de oferit este o familie tradițională, o familie sănătoasă și o familie normală. Astea trei lucruri. Da, avem asta de oferit, dar este ceva mult mai mult. Și anume ce? Și aș sugera din Sfânta Scriptură următoarele lucruri. În primul rând, primul mesaj pe care noi trebuie să-l transmitem homosexualilor nu este că relația homosexuală este nesănătoasă sau este anormală, ci că relația homosexuală, păcatul homosexualității, este împotriva lui Dumnezeu. Că homosexualitatea este o încălcare a ordinii lăsate de Dumnezeu în acest univers, pe acest pământ. Asta este problema finală. Problema finală a unui homosexual nu este că folosește nefirește, anormal, trupul altui om și propriul trup. Nu, asta este prima problemă. Ci prima problemă este că Dumnezeu a lăsat o ordine în acest univers și că un homosexual calcă ordinea lăsată de Dumnezeu. Nu că calcă o ordine tradițională. Nu că calcă o ordine normală. Ea este tradițională, ea este normală, dar este mai mult decât atât. El calcă o ordine lăsată de Dumnezeu. Cu alte cuvinte, prima problemă a homosexualului este cu Dumnezeu. Prima problemă a homosexualului nu este cu Biserica Ortodoxă din România. Prima problemă a homosexualului nu trebuie să fie cu faptul că România este o țară creștină. Prima problemă a homosexualului nu este că el vine să schimbe și să răstoarne ordinea tradițională, normală din România, ortodoxă. Nu asta este problema, prieteni. Dacă sunteți creștini, transmiteți un mesaj fals când primul lucru pe care îl spui unui homosexual este: nu-i normal ce faci, nu este tradițional, nu este în conformitate cu societatea românească. Dom'le, este irelevant ce a făcut societatea românească. Societatea românească are obiceiul să înjure pe Dumnezeu, societatea românească practică avortul, societatea românească practică tot felul de vicii și de nenorociri. Este irelevant. Cât de veche este societatea omenească în practicarea unui păcat. Da? Adevărul ăsta este, nouă ne plac anumite păcate, dar nu ne plac altele. Da? Faptul că mie nu-mi place homosexualitatea, dar îmi place poate curvia sau beția, nu mă face cu nimic superior homosexualului. Este la fel de anormal să fii bețiv, curvar, hoț, corupt, infractor. Da? Este la fel de anormal ca și homosexualitatea. Știu că mulți dintre voi ați spune: domnule, nu-s de acord cu lucrul ăsta. Mai bine să fiu hoț, curvar, corupt, infractor, să ajung în pușcărie decât să fiu homosexual. Bine, dacă tu vrei să alegi într-un păcat și altul, este treaba ta. Dar ăsta este primul lucru pe care am vrut să-l menționez. Primul lucru pe care vreau să-l menționez este că homosexualitatea și problema cu homosexualitatea este că, în primul rând, este un păcat împotriva lui Dumnezeu. Nu că este anormal, ci că este un păcat împotriva lui Dumnezeu. În al doilea rând, al doilea aspect foarte important, este că omul este degradat datorită acestui păcat. Ce faci, David? Vrei să asculti și tu? Da. Da? Uite, stai acolo pe buturugă și ascultă. A doua problemă, da, este că păcatul acesta te degradează pe tine, dar are o rezolvare. Rezolvarea homosexualității nu este în normalitate. Deci soluția pentru homosexualitate nu este să fii normal. Deci nu, asta este mesajul creștinismului. Mesajul creștinismului, a bisericii, a Bibliei, a lui Hristos, nu este: vreau să-ți dau o viață normală, vine la Domnul Iisus, vreau să-ți dau o viață normală. Nu! Nu ăsta este mesajul. Mesajul nu ăsta este. Mesajul este următorul. Homosexualul, ca orice altă persoană care este păcătoasă și care a păcătuit în fel și chip, are soluția de împăcare cu Dumnezeu pe care l-a ofensat și l-a supărat în crucea Domnului Iisus Hristos. Hristos, la crucea de la Golgota, a plătit pentru păcatele noastre, pedeapsa pe care noi o merităm pentru păcatele noastre, și anume care este moartea. El a murit în locul nostru, a fost pedepsit în locul nostru, a satisfăcut sfințenia și dreptatea și legea lui Dumnezeu sfântă și desăvârșită, care cere condamnarea noastră în locul nostru. El a absorbit mânia dreaptă, sfântă, corectă a lui Dumnezeu pe care noi o merităm pentru păcatele noastre, da? El a absorbit-o, el a făcut lucrul ăsta în locul nostru. Ăsta este mesajul pentru un homosexual. Că Domnul Iisus Hristos are soluția pentru păcatul lui, și anume să ierte păcatul acela, să-l curățească de păcatul acela. Dar asta este al doilea lucru.
Păcatul acela care mă distruge pe mine, ca orice alt păcat, mă distruge și crima, și beția, și curvia, și hoția, și minciuna, și homosexualitatea, și bârfa, și clevetirea, și ura, toate mă distrug. Dar în primul rând ele sunt o ofensă la adresa lui Dumnezeu, pentru că calcă legea unui Dumnezeu sfânt și drept. Da? Deci, al doilea lucru este acesta, că pentru păcatul acesta al homosexualității, Domnul Iisus Hristos a murit și El poate oferi iertare, curățire de acest păcat. Ăsta este mesajul creștin. Evanghelia nu este, Hristos vrea să-ți dea o viață normală. Evanghelia nu este, băi, în loc să te căsătorești cu un bărbat, te poți căsători cu o femeie. Nu asta este Evanghelia. Evanghelia nu vine și îți spune, îți dau o femeie în loc de un bărbat. Nu mai fi homosexual, trebuie să-ți placă femeile. Nu-ți prea plac, dar uite, asta spune Dumnezeu, că ar trebui să-ți placă femeile. Nu, asta e Evanghelia, oameni buni, asta e Evanghelia. Hristos nu a propovăduit așa ceva. Hristos nu a propovăduit așa ceva. Soluția pentru păcatul homosexualității este în jertfa Domnului Iisus Hristos, în moartea lui de la cruce de la Calvar. Mesajul meu pentru un homosexual, pentru cel care are tendințe homosexuale sau are practică homosexuală, este că în crucea de la Domnului, de la, în crucea Domnului Iisus Hristos sau în jertfa Domnului Iisus Hristos sau Mântuitorul Domnului Iisus Hristos este iertare pentru acest păcat ca pentru celelalte păcate. Pentru păcatul minciunii este necesară aceeași jertfă ca și pentru păcatul homosexualității. Pentru păcatul minciunii există aceeași soluție ca și pentru păcatul homosexualității, și anume sângele sfânt, jertfa sfântă, curată, desăvârșită, infinită în valoare și putere, de iertare și de eliberare a Domnului Iisus Hristos. Asta este soluția. Deci, primul lucru pe care trebuie să-l transmit foarte clar unui homosexual, ca orice altui păcătos, este că el are o problemă în primul rând cu Dumnezeu. Nu cu societatea românească, nu cu legile din România, nu cu biserica ortodoxă, baptistă, pentecostală sau ce biserică mai fi, nu cu tradiția românească, ci prima problemă pe care o are acest om este cu însuși Dumnezeu. Și aceeași problemă au și infractorii care conduc țara aceasta, și aceeași problemă au și popii și păstorii și evangheliștii din țara aceasta care jegmănesc populația și au transformat religia într-o afacere. Aceeași problemă o au oamenii liniștiți și morali care fac alte păcate, da? Problema principală a ta, homosexualule, sau a ta, infractorule, sau a ta, omule moral care ai păcate lăuntrice, este cu Dumnezeu, nu cu societatea românească, nu că ești anormal, nu că nu te conformezi tradiției din țara noastră, ci problema ta este cu Dumnezeu. În al doilea rând, al doilea lucru pe care noi îl spunem, pe care îl spune creștinismul, pe care îl spune Biblia, pe care trebuie să-l spună biserica, pe care le-a spus Hristos, este că în lucrarea sa răscumpărătoare, în lucrarea sa ispășitoare, în lucrarea sa de la Golgota, unde simplu, El a plătit pentru păcatele păcătoșilor, există iertare de păcat. Asta este vestea bună. Vestea bună este că Hristos poate să-ți ierte toate păcatele. Scopul bisericii nu este, scopul bisericii nu este să spună homosexualilor, nu o să fiți sănătoși dacă practicați homosexualitatea. Nu-i normal ce faceți voi, nu-i tradițional ce faceți voi. Asta e mesajul bisericii. Asta poate să o spună psihologii, asta poate să o spună oricine altcineva, dar nu biserica. Biserica vine să proclame autoritatea lui Dumnezeu și să proclame că în jertfa Domnului Iisus Hristos este iertare de păcat. Și al treilea lucru. Biserica, din nou repet lucrul ăsta, nu cheamă la normalitate, la sănătate și la relații sexuale biblice, în primul rând, da? La relații sexuale dintr-un bărbat și o femeie. Nu ăsta e primul mesaj. Ci biserica cheamă, și al treilea lucru pe care îl spun, biserica cheamă la pocăință. Eu știu, este un cuvânt atâta de nepopular, atâta de neacceptat în țara noastră. Chiar și în liturghia ortodoxă există fraze, expresii, chemări la pocăință, aflată în calea mântuirii în pocăință, nu? Multe alte lucruri. Se vorbește despre pocăință. Ăsta e mesajul principal. Mesajul principal al meu pentru homosexual nu este, auzi, mă, uite, am niște practici din astea pseudo-creștine, așa, puțin yoghine, budiste, prin care poți să stai așa într-o stare de contemplare și să înceapă să-ți placă femeile în loc să-ți placă bărbații. Nu asta mi-o să-i ofer un homosexual. Auzi, mă, nu-i tradițională relația ta. Nu asta am să-i ofer eu unui homosexual. Nu asta. Nu-i sănătos, vezi, te poți îmbolnăvi, poți colecta nu știu ce boli. Asta poți colecta boli și de la femei, din relația cu femeile. Da? Dacă au făcut ce nu trebuie să facă. Oameni buni, nu asta avem noi de oferit acestor oameni. Suntem total nepregătiți în România și ca și comunitate creștină largă, ca și comunitate creștină largă și ca și comunitate evanghelică. Ceea ce aud eu la pastorii evanghelici, baptiști, pentecostali, este total anapoda, care nu are nicio treabă cu Scriptura sau are treabă tangențială cu Scriptura. Nu asta e ceea ce avem noi de oferit. Chemarea noastră pentru homosexual este la pocăință, la regret pentru acest păcat, pentru că acest păcat este împotriva lui Dumnezeu, la renunțare la acest păcat, la mărturisirea acestui păcat înaintea lui Dumnezeu.
Ei trebuie să fie împăcați cu Dumnezeu în persoana Domnului Iisus Hristos. Ei trebuie să-și înnoiască, asta înseamnă pocăința, să-și înnoiască mintea cu privire la viața lor trecută, la comportamentul lor, la practicile lor, să-și înnoiască minte în lumina cuvântului Dumnezeu, în funcție de ce spune Dumnezeu în cuvântul lui. Chemarea este la pocăință, nu la normalitate, la pocăință. Este pocăința normală? Sigur că este normală. Este renunțarea la această mentalitate și practică homosexuală normală? Sigur că este. Este sănătoasă? Sigur că este sănătoasă. Dar chemarea mea nu este la o relație sexuală sănătoasă. Chemarea mea nu este în primul rând la o relație sexuală tradițională, normală sau sănătoasă, ci la o relație, în primul rând, sănătoasă cu Dumnezeu, nu cu ceilalți, cu Dumnezeu. Eu nu am să-i ofer homosexualului o fată în loc de un băiat, ci am să-i ofer homosexualului în loc de o relație păcătoasă pe Dumnezeu, în loc de o relație păcătoasă pe Hristos, în loc de o relație păcătoasă pocăința, întoarcerea la Dumnezeu, înnoirea minții. Și da, sănătatea va veni după aceea. Cu siguranță, împăcarea lăuntrică, pacea lăuntrică, liniștea lăuntrică va veni după aceea. Dar nu asta am să-i ofer în primul rând, ci în primul rând am să-i ofer pe Dumnezeu, pe Domnul Iisus Hristos, în care este iertarea păcatelor și pocăința, întoarcerea la Dumnezeu, înnoirea minții. Asta este ceea ce noi, ca și credincioși, avem să le oferim acestor oameni. Am auzit nenumărate mesaje, am citit multe dintre ele, mulți dintre liderii evanghelici sau dintre ortodoxi, sunt de acord cu mesajele lor. Nu spun că nu sunt de acord cu mesajele lor. Foarte vehemenți, foarte serioși. Noi respectăm familia tradițională. Noi respectăm familia nu știu de care, normală. Noi chemăm la normalitate. Oameni buni, la normalitate lasă să cheme psihologii. Noi avem de chemat nu la normalitate, ci avem de chemat la Dumnezeu. Avem de chemat la împăcare cu Dumnezeu prin persoana Domnului Iisus Hristos și avem de chemat pe acești oameni, ca pe toți acești oameni, la pocăință. La pocăință. Da? La pocăință, la înnoirea minții, la schimbarea minții, homosexualul să-și gândească diferit despre starea lui de păcat, să gândească diferit despre relația lui cu Dumnezeu. Ați văzut, este băiatul ăsta, Rengle sau nu știu cum îl cheamă, în care el spune Domnului, el s-a dus și a stat de vorbă cu un călugăr sau cu un preot și a spus că e în regulă. El se simte iubit de Dumnezeu în timp ce practică păcatul ăsta. Porcării! Porcării! Știți de ce crede enormitățile astea? Pentru că n-a fost nimeni care să-i spună acestui tânăr cu dragoste, cu blândețe, să-i spună, prietene, cuvântul lui Dumnezeu spune altceva. Nu știu ce Dumnezeu te face pe tine să te simți bine în păcatul tău. Cuvântul lui Dumnezeu spune altceva. Tu trebuie să te pocăiești. Nu trebuie să devii normal. El e bisexual. Îi plac și femeile și bărbații. El e bisexual. Spune că e bisexual. Băiatul ăsta care a câștigat la nu știu ce emisiune din asta sau ce-o fie acolo, Vocea României sau în fine, nu știu eu, da? Știți despre ce vorba. Nu asta avem noi să-i oferim. El zice, băi, eu mă simt normal și cu fete și cu băieți. Nu asta avem noi să-i oferim. Eu vin să declar autoritatea lui Dumnezeu, ce spune Dumnezeu în cuvântul lui, să-i spun că în persoana Domnului Iisus Hristos este iertare și că el trebuie să se pocăiască de acest păcat. Și al patrulea lucru pe care vreau să spun, pe lângă faptul că acești oameni trebuie să înțeleagă că au o problemă cu Dumnezeu în primul rând, în al doilea rând că există iertare în persoana Domnului Iisus Hristos, în al treilea rând că trebuie să ne întoarcem la Dumnezeu cu pocăință. Asta este soluția, nu este sănătatea, normalitatea, soluția nu este tradiția, ci soluția este pocăința. Pocăința, care este cel mai minunat dar pe care îl face Dumnezeu omului. Să-ți înnoiești mintea, să te trezești la un moment dat și să spui ce dobitoc am fost, ce nebun am fost. Dom'le, am fost un tâmpit. Cum am putut să gândesc așa ceva? Cum am putut să trăiesc în lucrurile astea? Îmi distrugeam propria mea viață și îmi puneam la risc Însăși veșnicia. Să-ți înnoiești mintea și să înțelegi, Dumnezeu îmi dă un favor să mă întorc la El, să primesc de la El iertare, să fiu eliberat din starea mea de păcat și să-mi pun viața în rânduială cu El și să am siguranța veșnicie. Este un lucru minunat. Pocăința este un lucru minunat. Este cel mai extraordinar dar pe care ne-l dă Dumnezeu după persoana Domnului Iisus Hristos. Și pocăința ne este dată în persoana Domnului Iisus Hristos. Bun, al patrulea lucru pe care îl spun este următorul lucru. Noi nu avem să le oferim homosexualilor. Și dacă sunteți persoane care practicați lucrul ăsta, vă spun cu dragoste, cu drag, Dumnezeu nu vă cheamă la o viață morală. Dumnezeu nu vă cheamă să deveniți și voi tradițional, cum sunt restul oamenilor tradiționali din România. Vezi, și Dragnea și toți mafioții, infractorii care conduc țara asta, ei sunt tradiționali și ei, sunt prieteni cu mulți popi. Învârte lucrurile acolo. Nu la asta ne cheamă Dumnezeu. A, înțeleg, există un sens pozitiv al cuvântului tradițional, tradiție, și sunt de acord cu el. Nu mă înțelegeți greșit. Nu mă înțelegeți deloc greșit.
Dar nu asta e chemarea lui Dumnezeu. Dumnezeu nu te cheamă dacă ești vinovat de orice păcat. Dumnezeu nu te cheamă la normalitate. Dumnezeu te cheamă la ceva supranatural. Dumnezeu nu vrea să trăiești natural, ci la ceva supranatural. Ascultați-mă, ca să trăiești viața după voia lui Dumnezeu, cum este în cuvântul lui Dumnezeu, este necesară o putere supranaturală. Supranaturală. Și Domnul Iisus Hristos a spus la un moment dat, dacă Fiul, adică El, vă va face slobos, veți fi cu adevărat slobos sau veți fi cu adevărat liber. Nu te poți elibera singur. Nu poți să scapi singur. Nu poți să scapi singur de niciun păcat. Nu poți să scapi de curvie, de minciună. Întrebați pe infractorii care conduc țara dacă se pot opri din furat. Se pot opri, domnule. Nu se pot opri din furat. Eu înțeleg. Ei nu se pot opri din furat. Pentru că ca să scap de păcatele acestea este nevoie de o intervenție supranaturală a lui Dumnezeu în viața ta. Numai Iisus Hristos te poate face liber. Și El face lucrul acesta prin cuvântul Lui, prin Evanghelie, prin puterea Duhului Sfânt. Este necesară o putere supranaturală, dincolo de ce poate oferi omul. În tine, omule, nu este putere de a renunța la acest păcat. Cum nu este putere de a renunța la niciun alt păcat. Dar există tot felul de strategii, tot felul de strategii psihologice prin care anumiți oameni îi ajută pe anumiți oameni să renunțe la alcool, să renunțe la tutun, să renunțe la tot felul de lucruri. Și poți să faci lucrul acesta. Există o energie omenească, o putere omenească de a deveni moral, într-o anumită măsură. Dar niciodată nu vei putea deveni sfânt și curat pe dinăuntru. Vei putea să-ți corectezi niște comportamente, vei putea să-ți corectezi niște deviații comportamentale, dar niciodată nu te vei putea elibera de acel virus lăuntric care este în interiorul tău și care se cheamă păcat sau fire pământească, fire păcătoasă. De acel virus nu te poate stârpi nimeni. Nici psihologul, nici medicul, nici preotul, nici eu, ci numai Iisus Hristos, prin Duhul Sfânt. Dumnezeu ne cheamă la o viață supranaturală pe care noi nu o putem trăi. Asta avem de oferit homosexualilor. Am văzut mulți oameni, când pot să discut despre orice păcat cu ei, aproape că s-au obișnuit cu toate. Când au văzut la homosexualitate, explodează. Explodează. Să spui, numai cu homosexualitate, ăștia nu trebuie extirpați de pe fața pământului. Nu, prietene, nu. Pentru homosexualitate este necesară aceeași putere supranaturală a Duhului Sfânt. Pentru homosexualitate este necesară aceeași intervenție supranaturală a Domnului Iisus Hristos de eliberare ca pentru orice alt păcat. Dumnezeu nu vrea să devenim mai morali. Sunt mulți oameni morali în țara asta care se vor duce în iad. Sunt mulți oameni morali în țara aceasta care nu au nicio legătură, nu au nicio relație cu Dumnezeu, nu au credință în Dumnezeu, nu se bazează pe Dumnezeu, nu trăiesc după voia lui Dumnezeu, pentru slava lui Dumnezeu, nu-L iubesc pe Dumnezeu. Nu-L iubesc pe Dumnezeu. Și niciun om care nu-L iubește pe Dumnezeu nu se poate duce în prezența lui Dumnezeu. Ce să facă acolo? Să plictisească, să-L țină Dumnezeu cu forța în prezența Lui când El nu iubește pe Dumnezeu? Noi nu avem de oferit ceva natural, tradițional. Noi nu avem de oferit ceva natural, normal, tradițional, ci avem de oferit ceva supranatural. Supranatural. Și lucrul acesta supranatural, biserica doar îl poate propovădui. Biserica nu deține puterea lui Dumnezeu. Biserica nu poate manipula puterea lui Dumnezeu. Oamenii ar vrea să facă lucrul ăsta, dar nu pot să facă lucrul ăsta. Biserica are un mesaj despre Dumnezeu, despre autoritatea Lui, că suntem sub autoritatea Lui și vom da Lui socoteală. Biserica are un mesaj despre Domnul Iisus Hristos, care poate să-L împace pe omul păcătos cu Dumnezeu. Biserica are un mesaj despre pocăință, felul în care noi ne întoarcem la Dumnezeu, ne înnoim mintea în funcție de ceea ce spune Dumnezeu, nu despre ceea ce, în funcție de ceea ce spun oamenii. Vei găsi în lumea asta oameni care îți vor da dreptate și te vor încuraja în păcatul tău, în homosexualitatea ta, chiar preoți care vor face lucrul ăsta, chiar păstori care vor face lucrul ăsta. Nu, pocăința înseamnă să-ți înnoiești mintea în funcție de ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu, Biblia. Da? Biserica are de oferit și propovăduiește o viață supranaturală pe care o vei primi dacă te întorci la Dumnezeu, dacă crezi în Domnul, în Domnul Iisus Hristos. Asta are biserica de oferit. Astea sunt patru lucruri pe care le oferă biserica. Biserica vine să spună că problema ta, creștinismul de fapt, Biblia, adevărata biserică, adevărata oamenii al lui Dumnezeu, vin să spună că prima problema ta este cu Dumnezeu. Nu cu tradiția, nu cu normalitatea, nu cu biserica ortodoxă sau biserica baptistă, nu cu regulile românești, ci prima problema ta este cu Dumnezeu, prietene. În al doilea rând, soluția pentru problema ta este Domnul Iisus Hristos, care la crucea de la Golgota a murit pentru păcatele celor păcătoși, pentru păcatele tuturor acelor care își vor pune vreodată încrederea în El. Și este un schimb fantastic care se întâmplă
în viața omului care vine la Domnul Iisus Hristos. El este Dumnezeu întrupat, care este acum înălțat la dreapta Tatălui, dar care lucrează în întreaga lume. El este pretutindeni, este Dumnezeu. Și oriunde ai fi, te poți adresa lui. Ăsta este un lucru deosebit, un lucru minunat, un lucru minunat. Și tu prin pocăință, ăsta e al treilea lucru, prin pocăință, prin credință, care și astea sunt darurile lui Dumnezeu. Te poți întoarce la Dumnezeu, îți poți pune încrederea în Domnul Iisus Hristos și se întâmplă acest schimb minunat. Păcatul tău este luat de Domnul Iisus Hristos și neprihănirea lui, iertarea lui îți este dată ție. Nu știu de ce ai refuzat să faci lucrul acesta. Acum, oriunde ai fi, să faci lucrul acesta minunat, deosebit. Un favor, cel mai mare favor pe care ni l-a făcut Dumnezeu vreodată. L-a dat pe Fiul lui pentru păcatele noastre, ca noi să ne întoarcem la El și să fim mântuiți, să fim împăcați cu El. Și a spune tuturor acelora care au frica aceasta, este o homofobie, cum se spune, în viețile multor oameni, multor creștini, care sunt total incapabil să ajute pe oamenii aceștia. Total incapabil. Dacă mâine a stat cineva lângă tine în biserică, sau când aveți slujbă, sau a stat cu tine lângă tine la universitate, sau la școală, și ți-a spune, băi, eu sunt homosexual, ce îi spune? Dacă unul din prietenii tăi ți-ar spune asta, sau unul din prietenii tale, ce îi spune? Ce ai avea să-i dai? Mulți dintre noi am rămâne trezniți. Am rămâne trezniți, n-am ști să-i spune nimica. Suntem total nepregătiți pentru a-i ajuta pe oamenii aceștia, pentru a-i ajuta. Dumnezeu nu ne-a chemat pe noi să chemăm focul lui Dumnezeu pe ei, să-i distrugă Dumnezeu ca pe Sodoma și Gomora. Nu! În Evanghelie, Evanghelia este o veste bună, în Evanghelie există soluția, medicamentul spiritual pentru oamenii aceștia. Oamenii aceștia nu au nevoie să se ducă la psiholog. Oamenii aceștia nu au nevoie să se ducă la medici, să ia medicamente sau să se ducă la psihologi, să le dea niște tehnici ca să scape de păcatul ăsta. Oamenii ăștia au nevoie de Domnul Iisus Hristos, cum am nevoie eu și ai nevoie tu. Și aș încheia cu lucrul ăsta. Toți cei care simțiți așa un sentiment din ăsta de superioritate, zic, băi, și eu sunt păcătos, dar nu sunt sodomit, frate, nu sunt homosexual. Toți cei care aveți sentimentul ăsta poate de frică față de oamenii ăștia. Toți cei care ați rămâne blocați dacă un prieten v-ar spune că este homosexual, sau o prieten care ți-ar spune că este lesbiană, sau cineva care ți-ar spune că e bisexual, sau transexual, sau nu mai știu ce. Toți care aveți frica aceasta, aș vrea să vă gândiți la următorul lucru. Păcatul vostru, pentru păcatul vostru a fost necesar aceeași jertfă a Domnului Iisus Hristos. A fost necesar să curgă același sânge. Pentru păcatul vostru, Dumnezeu a dat aceeași pedeapsă cu moartea, moartea veșnică, chinul veșnic. Aceeași soluție și aceeași pedeapsă. Da? Înțelegeți lucrul ăsta, să nu aveți niciun fel de sentiment din ăsta de superioritate. Și în al doilea rând, să nu aveți niciun sentiment din ăsta de disperare. Dom'le, n-aș ști ce să-i spun unui asemenea om. Păi soluția pentru starea ta, soluția pentru păcatul pe care tu l-ai făcut, da, dacă ai primit pe Domnul Iisus Hristos și jertfa Lui, aceeași soluție și pentru omosexualul ăla. Da? Am vrut în câteva cuvinte, dragi prieteni, să spun despre, de fapt despre Evanghelie, vestea bună și faptul că ceea ce noi trebuie să spunem acestor oameni, nu aștepta să spună, ci lucrul pe care noi trebuie să-l spunem fiecare dintre noi, prietenilor noștri, nu doar care poate au tendințele acestea, tuturor oamenilor care trăiesc în păcat, care practică păcatul și sunt vinovați înaintea lui Dumnezeu, este lucrul acesta, asta trebuie să spunem prietenilor noștri. Că ei sunt vinovați înaintea lui Dumnezeu, da? Că în persoana Domnului Iisus Hristos este scăpare, că trebuie să se pocăiască și că Dumnezeu le promite viață veșnică și o viață nouă. Asta trebuie să spunem noi. Asta este chemarea noastră.